Ambulatorul Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani va fi închis mâine de 1 iunie, dar și luni 5 iunie, în contextul mini-vacanței de Rusalii. Vineri 2 iunie, în schimb, programul în ambulatoriu va fi unul normal. Prin urmare, botoșănenii care au bilet de trimitere la una dintre specialități se pot prezenta în acest serviciu. Serviciul public comunitar de pașapoarte va fi închis în perioada 1-5 iunie cu prilejul zilei copilului și a mini-vacanței de Rusalii. În această perioadă, la nivelul tuturor structurilor de pașapoarte, nu se va desfășura activitatea de lucru cu publicul. De asemenea, autoritățile reamintesc faptul că, indiferent de județul de domiciliu al solicitanților, cererile de pașapoarte simple electronice, pașapoarte simple temporare, se depun în țară la oricare serviciu public comunitar de pașapoarte, în cadrul programului de lucru cu publicul afișat pe pașapoarte.mai.gov.ro, preponderent în baza programărilor online efectuate pe platformă. În cea mai importantă zi dedicată celor mici, 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, Inspectoratul de Jandarm Județean Botoșani va organiza, în colaborare cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoșani, concursul cu premii pentru copii, sănătate prin mișcare. Concursul se va desfășura între orele 12-14 pe strada Ștefan Luchian din municipiul Botoșani, în fața Cercului Militar Județean Botoșani, pe două categorii de vârstă, 6-10 ani, respectiv 10-14 ani, și va consta în parcurgerea unui traseu aplicativ compus din mai multe elemente, sărit șotron, alergare printre jaloane, alergare pe cauciucuri, rostogolire pe saltea, aruncare mingi la precizie. Premiile vor fi acordate concurenților care vor obține primii cei mai buni 3 timp per categorie, fiind obligatorie parcurgerea tuturor elementelor traseului. Tot mâine, între orele 10-12, copiii sunt așteptați să participe la un eveniment organizat în fața prefecturii Botoșani, care va fi plină de polițiști, pompieri, jandarmi și polițiști de frontieră, câini polițiști, trupe speciale de intervenție rapidă, autospeciale de intervenție și tehnică specifică. Pompierul SAM va fi și el prezent pentru a conduce o misiune specială. Teatrul Mihai Eminescu va participa cu spectacolul Eroine, regia lui Andrei Măjeri, la încă două festivaluri din țară. Sâmbătă 10 iunie, de la ora 19, actrițele botoșănene vor urca pe scena Festivalului Internațional de Teatru Oradea, iar luni 12 iunie, de la ora 20:30, spectacolul Eroine se va juca la Baia Mare, la Festivalul Internațional de Artele Spectacolului Atelier. Într-un echipaj de 8+1, umăr la umăr, una lângă alta, ele își pun poveștile de iubire, chestionându-le pe parcurs dintr-o perspectivă critică. Spectacolul Eroină propune întreruperea unui parcurs nefast al istoriei dominante și al patriarhatului internalizat. Cele 9 eroine aruncă năvodul sororității peste cât mai multe alte eroine.